ziua! Astăzi, 14 noiembrie, are loc ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al orașului Comănești, convocată de către primarul orașului Comănești. Sunt prezenți în sală 13 consilieri locali, iar 6 prin intermediu online. Este întrunită majoritatea, ședința își poate începe lucrările. Rugăm pe domnul primar să ia cuvântul. Bună ziua, vă spun și eu și bine ați venit la ședința de astăzi și mulțumim pentru că am putut să fiți prezenți. Este necesar să aprobăm indicatorii de la 3 proiecte pe care le avem în desfășurare și este vorba de, avem pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului implementarea măsurii integrate de dezvoltare urbană durabilă și creșterea calității vieții în orașul Comănești, județul Bacău. Este vorba de proiectul în care se realizează școala Cruța Mărgeni, grădinița de pe strada Minerului, de lângă biserică, e vorba de fosta primăria comune, foste comune la Roaia, și, bineînțeles, sala de sport de la Costache Ciocan și străzile care se asfaltează în zona respectivă. E vorba despre strada Corobanu, Oituz, Părul Valea Poienii, Gioriței, Gheorghe Asache, Lapoș. Sada Lapoș. Până nu alea proiectului. Da, asta spune. Da. Valoarea totală a proiectului este de, care s-au făcut acum toate intervențiile care au mai fost asupra acestor proiecte, este de 38.433.562 de lei. Eligibil 31.076.310 lei. De la bugetul local, 7.357.253 de lei. Deci trebuie să punem de la bugetul local suma de 73 de miliarde de lei. Nu am văzut pe niciunii comentarii când discută pe în sprijinul comunității noastre ce sume cofinanțăm de la buget local pentru a putea să desfășurăm și să derulăm aceste proiecte. Deci este un proiect de 384 de miliarde lei vechi, din care 73 de miliarde trebuie să alocăm la bugetul local. Al doilea proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local, pentru realizarea obiectivului de investiții, dezvoltarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale la obiectivul orașului Comănești, județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini. Valoarea totală a proiectului este 39.037.358 de lei, din care eligibil 34.481.033 de lei. Bugetul local 4.556.325. Iată că din suma totală care este alocată acestui proiect, finanțat prin acest program, este de 390 de miliarde, aproape 400 de miliarde de lei vechi, din care trebuie să susținem de la bugetul local 45 de miliarde de lei vechi, aproape 1 milion de euro. Și aici. Și al treilea proiect, proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli aferente proiectului, reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale la școala Ciprian Popescu Comănești. Valoarea totală a proiectului 17.234.217 lei, din care eligibil 13.570.346 și de la bugetul local 3.663.151. Deci, din total valoarea proiectului de 172 de miliarde lei vechi,
trebuie să susținem financiar de la bugetul local 36 de miliarde de lei. 36 de miliarde și cu 73 de la primul proiect pe care l-am prezentat, se fac 110 miliarde. Și cu 45 de miliarde de la proiectul privind rețeaua de gaze, trebuie să vă spun că acest proiect privind extinderea rețelei de gaze se află pe ultima sută de metri, privind procedurile de licitație, probabil că în maxim o săptămână, două, se va semna contractul de execuție și vor începe lucrările de execuție. Și dacă e iarnă, ce să facem? Acum s-o semnăm, acum semnăm. Deci că acum iarnă semnăți, acum începem. Începem când terminăm procedurile. Termină iarna, începem iarna. Termină primăvara, începem primăvara. Termină... Și că, se îngrașă porcul. Se îngrașă și porcul, e adevărat. Porcul, dacă mănâncă, se îngrașă. Dacă nu mănâncă, nu se îngrașă. Deci, sunt proiecte de mult, mai mulți ani de zile. Noi ne-am străduit și am făcut toți pașii legali pe care trebuie să-i parcurgem. Pentru că este obligatoriu să parcurgi acești pași. Nu se poate face niciun proiect fără să respecti toată legislația și fără să parcurgi toți pașii necesari și legali. Acestea sunt cele trei proiecte pentru care v-am rugat astăzi să veniți, să le supunem dezbaterii și aprobări. Dacă aveți de obiect, domnul președinte, am spus ziua din nou, supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Primul proiect de ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului, implementarea măsurilor integrate de dezvoltare urbană durabilă și creșterea calității vieții în orașul Comănești, județul Bacău, cod SMIS 126.580. Doamna Alina Cura mi-a prezentat proiectul. Au fost discuții. Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții, dezvoltarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale la nivelul orașului Comănești, județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salin. La fel, materialele au fost prezentate la comisii. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Și ultimul proiect de ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli aferente proiectului, reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale la Școala Ciprian Porumbescu, Comănești. Materialele au fost prezentate în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Mulțumesc pentru participare, vă invităm. Nu, mâine, poi, ne provoacă de nou. Deci, oricând este posibil să apară o problemă. Dacă apare, suntem obligați să vă invităm, că nu avem ceva.